Mărturisesc că ajungem cu emoție din partea mea și presupun că și din partea participanților la finalul acestor două zile maraton de comunicări și conferințe care ne-au permis o incursiune în mitologie de la tradiționala mitologie greacă până la mitologia românească și mitologia contemporană. Aș vrea să fac o referire la mitologie așa cum a fost prezentată acum 9 ani într-un colocviu pe care îl organizam împreună cu domnul academician Baudouin de Charnel. Era primul colocviu pe care l-am organizat împreună. Fructul acestui colocviu s-a transformat în două volume, unul publicat destul de curând după acel colocviu, al doilea a apărut în 2020 și consider că astăzi, acum 9 ani, domnul Deșarnoi era împreună cu mine la deschiderea colocviului și la închiderea colocviului. De data aceasta am fost împreună pentru deschidere, iar la închidere este ca o ștafetă, cred, pe care o preia Cristina Bogdan, decana Facultății de Litere. Spun cu mare emoție pentru că domnul Deșarnă se apropie de încheierea activității și a simțit în prezența Cristinei un sprijin și îi dau cuvântul pentru a încheia acest colofiu și cred că prin ea poate să meargă mai departe. Aris. Bună seara tuturor și celor din sală și celor care ne urmăresc online. În primul rând, cred că trebuie să-i mulțumim toți lui Alice Toma, care e foarte emoționată la încheierea acestui colofiu și cred că merită o aplaudăm pe Alice. Obosiți, dar Alice mai obosită decât noi toți la încheierea acestui maraton de două zile. Ea e obișnuită să alerge la maraton, spre deosebire de noi ceilalți, dar totuși să alergi un maraton de două zile non-stop, plus toată pregătirea de dinainte deja e foarte mult, așa că o să spun foarte scurt un lucru care nu sună a concluzie pentru un colocviu, dar cred că sună a concluzie pentru noi cei care, iată, ne suntem aici la finalul finalului. Mi-am amintit de un text foarte frumos al lui Seneca, din scrisori de către Lucilius, care sunt de fapt niște scrisori către un prieten. Și până la urma urmelor, toate aceste evenimente științifice sunt cu adevărat importante atunci când sunt făcute cu prieteni sau cu oameni care îți devin prieteni participând la ele. Și Seneca spunea acolo foarte simplu: poartă-te cu oamenii ca și cum te-ar vedea zeii, vorbește zeilor ca și cum te-ar auzi oamenii. Cred că despre asta e vorba la un colocviu reușit, să te porți cu oamenii ca și cum te-ar vedea zeii, să știi să-i asculți, să știi să-i vezi, să știi să vezi partea bună și noutatea și nuanța diferită pe care poate să o aducă fiecare. Și pentru că anul acesta colocviul a avut ca temă mare mitologia, memoria și narațiunea și a avut un subtitlu Jocul temporalităților, cred că am putea să-l încheiem întorcând titlul pe dos, punând termenii invers, pentru că avem o triadă cu care ne putem juca. Și am putea spune că am avut două zile de povești, deci de narațiuni, care se vor transforma curând în memorie. Și cine știe, dacă o să iasă și un volum, poate că la un moment dat va fi discutat ca o adevărată mitologie. M-am bucurat foarte mult că timpul, deși știm ce spune Proust, nu? Că orele nu pot fi egale eventual decât pentru un orologiu și nu întotdeauna nici măcar pentru un orologiu, cu atât mai puțin pentru niște oameni.
M-am bucurat că timpul a fost totuși cumva îngăduitor cu noi, chiar în pofida momentelor în care l-am depășit, apropo de felul în care era el înscris în program. Și jocul acesta al temporalităților cred eu că va continua, pentru că un colocviu se încheie cu adevărat abia în momentul în care lansăm anul viitor sau peste 2 ani sau peste 3 ani volumul colocviului. Și profit de ocazie să lansez o invitație oficială, pentru că anul viitor Facultatea de Litere a Universității din București împlinește 160 de ani și m-aș bucura să fim împreună cu cei pe care îi văd în sală, cu cei pe care îi văd în online, în luna noiembrie anului viitor, să fim împreună și să vorbim despre felul în care fiecare, indiferent de universitatea sau de facultatea care îi aparține într-un fel sau altul, iubește cultura română, limba română, pe care cred că Alice Toma o slujește mai bine decât foarte mulți dintre noi. Și suntem, așa, cred că în asentimentul tuturor colegilor din Facultatea de Litere când spun că Alice e cel mai bun ambasador al nostru, nu? Chiar dacă avem un ambasador care a terminat tot Facultatea de Litere, Alice e cel mai bun ambasador al Facultății de Litere peste hotare. Și discutam cu Alice acum puțin timp, cred că un an, jumate, doi, și o întrebam ce face, dacă se întoarce în țară, în facultate, sau dacă continuă să rămână la Bruxelles. Și îmi spunea că e nehotărâtă, că sunt argumente pro și contra și m-am gândit foarte serios ce să-i spun. Sigur că mi-aș fi dorit să se întoarcă acasă, să o avem cu noi tot timpul. După care m-am gândit, Facultatea de Litere are nevoie de niște extensii, are nevoie de niște brațe și în afara zidurilor ei. Și mulțumesc pentru tot ce face pentru noi și, așa cum spuneam și la deschidere, pentru faptul că nu renunță. Să începi un astfel de proiect și să îl duci mai departe și să existe, iată, ediții peste ediții. Vorbea despre această primă ediție din 2013 și suntem în 2022. Mi se pare foarte important. Într-o lume în care lucrurile se schimbă atât de ușor, sunt atât de volatile și de fluide și în care uităm că avem nevoie de lucruri care să dea contur și stabilitate, ceea ce face Alice e deja un fel de a ne așeza în poveste. Și am să închei, pentru că am început cu gândul acesta din Lucilius. Dați-mi voie să închei cu un alt gând dintr-unul dintre romanele mele preferate. Când îmi place o carte, o dăruiesc tuturor, vorbesc despre ea tuturor, încerc să-i fac publicitate, cum se cuvine. Și cartea este romanul lui Evgeni Vodolaschin, Laur. Și în Laur, la un moment dat, e vorba despre întâlniri și despre felul în care întâlnirile rămân cu noi, dincolo de momentul în care ne despărțim. Și mi-am notat citatul și dați-mi voie să vi-l citesc. Orice întâlnire e mai mult decât o despărțire. Înaintea întâlnirii e gol, nu e nimic, iar după despărțire nu mai e gol. Odată ce te-ai întâlnit, nu te mai poți despărți cu totul. Omul rămâne în memorie ca o parte a ei, a memoriei. Partea asta a creat-o el și ea trăiește și uneori intră în contact cu creatorul ei. Ce altceva face să-i simțim pe oamenii dragi la distanță? Într-un fel, e vorba aici și despre narațiune, și despre memorie, și despre mitologie, despre mitologia întâlnirii și despre nevoia noastră de a ne regăsi în celălalt. Mulțumim, Alice, pentru tot și cred că merită să mai aplaudăm. Să închei cu o singură frază. Ceea ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat datorită faptului că eu sunt la Bruxelles, ci s-a întâmplat datorită faptului că invitații noștri au venit la Bruxelles. S-a întâmplat datorită faptului că aici există o ambasadă și există excelența sa, doamna ambasador Andreea Pasternak. S-a întâmplat pentru că aici, la Bruxelles, există Institutul Cultural Român și există doamna director Andreea Pietrărean. Toată recunoștința mea către toți și plecăm în plus, pe lângă cu ceea ce am ascultat și cu ceea ce am reflectat împreună, am plecat de aici și cu un dar simbolic. Cartea care a inspirat tematica colocviului, mitologie insulară, a doamnei
filolog și erudit Andreea Pasternak este cadoul de suflet pe care l-am primit. Mulțumim tuturor! Mulțumim colegilor din online și sper să ne vedem cât de curând. Poate și la București, da, în noiembrie 2020. Și noi mulțumim și să sperăm că ne vedem și la București. Mulțumim din toată inima pentru o astfel de întâlnire. Toate cele mulțumim bune. Și aștept să ne revedem și mă bucur pentru cei pe care i-am cunoscut. Mulțumim. Și eu mă bucur. Mulțumim. O să întrerup înregistrarea. La revedere, o seară bună. O seară frumoasă. La revedere, o seară frumoasă.